Polonia se mobilizează masiv. Ministerul Apărării de la Varșovia a anunțat că toți cetățenii cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani vor fi pregătiți militar. Conform mesajul.ro, potrivit presei locale, războiul din Ucraina a urgentat atenția îndreptată către anumite vechi planuri care priveau creșterea dimensiunii armatei poloneze. Cursul oferit de armata poloneză se va concentra pe manipularea armelor, trageri, luptă urbană și citirea hărților. În plus, orele se vor ține la 17 baze ale armatei și vor avea loc numai în zilele de sâmbătă din octombrie și noiembrie. De asemenea, eligibil pentru pregătirea militară vor fi numai cetățenii polonezi. Recent, Polonia a introdus serviciul militar voluntar, iar angajații serviciului poștal au fost îndemnați să urmeze pregătirea în domeniul armelor cu Forța de Apărare Teritorială. Amintim că la începutul acestei luni, viceministrul Apărării din Polonia a declarat că există un risc grav de război cu Rusia în următorii 3 până la 10 ani, ceea ce justifică investițiile semnificative ale țării sale în apărare. într-un interviu publicat de un cotidian polonez, viceministrul Apărării din Polonia subliniază că Polonia trebuie să folosească acest interval de timp pentru a se reînarma cât de mult se poate. Acesta s-a pronunțat în favoarea creșterii bugetului pentru apărare, care va ajunge la 20,5 miliarde de euro în 2023 și va presupune 3% din produsul intern brut al țării, precum și alocarea unui fond extraordinar de sprijin forțelor armate poloneze, care presupune cheltuieli suplimentare de 8,5 miliarde de euro. Oficialul polonez a trecut în revistă contractele de achiziții de armament pe care Polonia le-a ratificat în ultimele luni și care includ achiziția a 366 de tancuri Abrams și 32 de avioane de luptă F-35 din Statele Unite ale Americii, 48 de avioane FA-50 și 180 de tancuri K-2 din Coreea de Sud și 648 de obruziere autopropulsate, fabricate pe plan național. Totodată, guvernul polonez le oferă tinerilor posibilitatea de a se înrola într-un serviciu militar voluntar, cu posibilitate de prelungire anuală. Cei care se înscriu în acest program sunt plătiți cu 1000 de euro pe lună. Primesc pregătire de luptă esențială în timpul primului an și ulterior, dacă decid să continue, pot avea acces la importante avantaje oferite de stat. Relatează mesajul.ro.